Marea finală a campionatului național de mini-fotbal, ediția a șaptea, începe în doar câteva momente. OZ Air Golden Boys Bacău și Juventus Sibiu, echipele care au ajuns în finală, echipele care se vor duela pentru titlul de campioană în 2013. S-au bătut peste 2000 de echipe și peste 30.000 de jucători pentru acest meci. Au ajuns doar două echipe. Aveți pe grafică jucătorii Bacăului. Am avut ceva mai devreme o finală mică absolut fabuloasă. Au câștigat cei de la ABC United București după ce Petre Marin a intrat în poartă și a apărat trei lovituri de departajare, mai întâi una în timpul regulamentar de joc, a apărat Petre Marin o lovitură de penalitate, mai apoi a scos o lovitură de departajare și odată a avut noroc, mingea s-a dus pe lângă. Acum, așadar, OZ Air Golden Bacău și Juventus Sibiu pentru titlul de campioană națională la mini-fotbal, după trei zile pline de fotbal, pline de spectacol. Ne așteaptă încă un meci cu adevărat pasionant. Nu mai e chiar atât de cald aici la Hunedoara. S-au strâns niște nori nu foarte drăguți. Se cam încruntă cerul la noi, dar să sperăm că noi vom avea o vijelie pe teren. Vom avea un meci frumos cu multe goluri. Alături de mine este în continuare domnul Paul Costaș, prim vicepreședintele Federației Române de Minifotbal. Cât pe ce să se facă, 1-0! Din nou, intervenție extraordinară lui Gabriel Coșa. Așa, după cum spuneai, sperăm să avem un meci palpitant, dar nu furtunos, dacă ne uităm la norii negri amenințători de pe cerul Hunedoarei. Pentru prima dată, după 5 ani, în finală nu mai găsim pe Magic Iași. 5 ani la rând a fost echipa ieșeană, condusă de Dan Cojocaru. Vedem reluarea primei mari situații de gol. A fost bară pentru Juventus Sibiu, după ce portarul Gabriel Coșa a respins, dar a respins în față. Cei de la Sibiu sunt impetoși în debutul jocului și au a doua ocazie în decurs de doar un minut. Același Marius Coșovanu cu două mari ocazii pentru sibieni, numărul 10 de la Juventus Sibiu. Cât pe ce se deschide scorul, începe perfect meciul, începe așa cum ne doream și cum vă spuneam. Niciuna din echipe nu cred că va pierde timpul, vor să înscrie repede, vor să câștige titlul național de campioană. E o mare performanță pentru cele două echipe, faptul că au ajuns. Iată ocazie mare pentru Bacău! Foarte mare ocazie pe care au avut-o Băcăoane, replică la cele două ocazii pe care tocmai le-a irosit Juventus Sibiu. O eroare în apărarea sibienilor, Câmpanu, Alexandru s-a trezit cu mingea la picior, nu a reușit să înscrie 1-1 la ocazii mari de gol. Rămână Băcăoane în posesia balonului, Panainte greșește serviciul. Am văzut în semifinale cum Golden Bacău i-a eliminat pe favoriții competiției ABC United București. E din nou ocazie, cât pe ce să își bage mingea în poartă. Marius, nu, Sorin Ghiuș, decarul Băcăoanilor. A fost atent Gabriel Coșa, eroul celor de la Bacău în semifinale. Pentru Sibiu, erou a fost Beza, Eugen Beza. Intervenție acolo riscant, este același Mircea Popa, ne amintim, în semifinale a primit avertisment pentru două intrări destul de tari la adversari. OZ Air Golden din Bacău beneficiază de o lovitură liberă periculoasă din preajma suprafeței de pedeapsă a echipei sibiene. Sunt lângă minge Ionuț Furtună, un nume care ne place în acest moment. Predestinat pentru această oră. Ghiuș. Ghiuș va da mingea scurtului Furtună, trage în blocaj și mingea iese în aut.
Rămân Băcăoanii în apropierea porții, se bate înspre poartă, mingea este respinsă, acum a ajuns balonul la Coșa, din nou construiesc Băcăoanii un atac, e out. Iozer Gordon Ball, Bacău a câștigat grupa C într-un clasament făcut în 3 cu Lisa Vertome și echipa din Hunedoara, Phoenix. Apoi a reușit să treacă în sferturi de Phoenix Craiova, iar în semifinale a eliminat după mari, mari peripeții pe ABC United din București. Felin Trohin, capitanul celor de la Sibiu, a urcat frumos cu mingea la picior. E out pentru Juventus. Ajung acum sibienii în apropierea porției Băcăoanilor. E un șut la poartă. Reține Gabriel Coșa fără mari probleme. Sergiu Matei acum. Să vedem replica Băcăoanilor. Cade ușor Alexandru Câmpanu. Se poate da nimic. Juventus Sibiu a venit pe locul 2 în grupa B. Apoi a eliminat în sferturi pe Railex Suceava, iar în semifinale a trecut de MAV Glisanto Timișoara cu un gol marcat în ultimul minut de joc. Da, Beza a fost cel care a marcat atunci un gol superb, Eugen Beza, cel care a jucat de 3 ori în carieră baraje de promovare în Liga 1, odată cu FC Sibiu, a promovat atunci FC Sibiu, dar formația s-a desființat înainte să joace în Liga 1, apoi cu Forex Brașov, a pierdut Forex Brașov acel baraj împotriva Unirii Urziceni. Știm cu toții ce s-a întâmplat în anii următori. Și mai apoi cu Voința Sibiu, un baraj jucat în condiții asemănătoare cu cel care se va juca săptămâna viitoare între Universitatea, între Concordia Chiajna și Rapid București. Corner pentru Băcăoani. Juventus Sibiu este condus de pe margine de un italian, Massimo Spalli, care este și managerul formației sibiene. Italianul este stabilit de multă vreme în România și este căsătorit cu o româncă originară din Bacău. Să vedem dacă nu va avea probleme acasă, dacă va câștiga acest meci cu echipa băcăoană. Dar glumea chiar după ce a câștigat semifinala că nu va face niciun fel de concesie. Iată, Juventus are și o mică galerie acolo, niște domnișoare încearcă să îi încurajeze pe fotbaliștii sibieni. Sunt și steagurile echipei Juventus. Ocazie bună pentru Băcăoani, a tras panainte, mingea a fost blocată. Au venit încă de aseară suporterii lui Juventus Sibiu pentru a-și încuraja echipa favorită. De altfel și MAV Glisanto Timișoara a avut suporteri la meciurile pe care le-a susținut. Pentru Băcăoani mai puțin suporteri, distanța este mare, trebuie să se bazeze pe forțele proprii. Au ieșit înainte aceste finale și au aplaudat spectatorii pe care sunt în tribună. Să vedem ce vor face aceștia, pentru că, din păcate, ploaia a venit peste noi. Da, deocamdată doar picură, furtuna ne amenință, cred că Ionuț Furtună, fotbalistul Băcăoanilor, nu se sperie. Am scăpat de vineri până acum. Da, au fost două zile și jumătate foarte, foarte călduroase. Acum s-a întunecat, vremea începe să plouă. Să sperăm că nu se va înteți furtuna și că meciul va putea continua. E ocazie pentru sibieni, trage foarte bine Judeanu. Costă mingea respinsă, un nou șut, ce bine a stat Gabriel Coșa. Atac pentru Băcăoani. Mingea la Gabriel Coșa nu reușește să ajungă goalkeeperul celor de la Bacău balonul. Scapă în afara terenului Sergiu Matei mingea. S-a liniștit puțin jocul după un început mai fierbinte. A fost câte o ocazie de fiecare parte pentru ambele formații. Plouă din ce în ce mai tare la Hunedoara.
Dar pentru Sibiu, o minge în fața porții. Ratează încă o ocazie sibienii. Să vedem ce vor hotărâ arbitrii, dacă această ploaie se întețește. Da, plouă din ce în ce mai tare. Lumea a fugit din tribună. Au rămas însă trei suportere pentru Juventus București. Rezist acolo eroic, se acoperă cu un steag al Juventusului. Momentul iată o situație periculoasă pentru poarta celor din Sibiu. Băcăoane beneficiază de o lovitură liberă directă. S-a bătut scurt mingea pentru Sorin Ghiuș, atrasă de carul băcăoanilor. Balonul a fost însă blocat și e corner pentru Bacău. Rămân periculoși băcăoanii, se bate prost. Puteau pleca pe contraatac sibienii. A scăpat în aut Călin Trohin mingea. Sergiu Matei, trage Sergiu Matei. Prost, însă mingea s-a dus mult pe lângă poartă. Este pentru prima dată când echipa băcăoană este prezentă într-o finală de campionat național. Spuneam despre Juventus Sibiu, care a reușit să câștige Cupa României anul trecut la Iași. A și jucat tot la Iași finala Supercupei cu Magic Iași, o finală pe care ieșenii au câștigat-o. Iată acum Juventus Sibiu în tentativa de a câștiga titlul și campionatul național, obiectiv pe care l-au însă și băcăoanii. Da, spuneam, două echipe care plecau cu șansa a doua în semifinale, ocazie pentru băcăoani, trage Alexandru Câmpanu pe lângă poartă însă. Au mai rămas puțini spectatori pe teren, îl vedem pe acest domn cu scaun la cap. Încearcă să se adăpostească de ploaia din ce în ce mai deasă. Se joacă însă în continuare. A venit furtuna peste noi și a trebuit să întrerupem transmisia. Nu ne putem juca cu vremea. S-a terminat totuși prima repriză aici, la Hunedoara, la finala campionatului național de mini-fotbal. E 1-0 pentru Juventus Sibiu în meciul cu Ozer Golden Bacău. A deschis scorul Ionel Apostu. S-a luat acum repriza secundă. După momente... Au luat tare sibienii pe cei de la Bacău. Adrian Greavu face 2-0. Adrian Greavu face 2-0 pentru Juventus Sibiu. Să vedem răspunsul băcăoanilor. Au fost mai multe momente de întrerupere și jucătorii s-au răcit puțin. Cei de la Sibiu l-au pierdut și pe Călin Trohin, care a suferit o accidentare, o ruptură musculară. El avea o întindere, a încercat să joace așa pentru a-și ajuta echipa, dar după întreruperea jocului i-a cedat și a trebuit să părăsească terenul. Da, din păcate s-a accidentat jucătorul sibian. E acum undeva pe marginea terenului și șchioapătă. E bine totuși că până la urmă s-a reluat jocul și e bine pentru Juventus Sibiu. Echipa lui Massimo Spalli conduce cu 2-0 când au trecut 2 minute din repriza secundă. Un jucător de la Bacău se lovește destul de violent de gard, Ovidiu Bălăiță. E undeva lângă banca de rezerve a sibienilor, se ridică până la urmă, are... A scăpat doar cu o julitură, s-a dus destul de urât. Lovitură liberă pentru băcăoani, trage același Bălăiță, cel care se lovise ceva mai devreme. Atac pentru Juventus, va fi corner. Această furtună a fost benefică, să spunem așa, pentru echipa din Sibiu. Juventus, care iată, a reușit să înscrie de două ori, situație grea pentru băcăoani.
care vor trebui să strângă din dinți și să încerce să-și păstreze calmul pentru a încerca să aducă egalitatea pe tabela de marcaj. Da, Ionuț Furtună joacă pentru Bacău, dar Furtuna le-a priit sibienilor cât pe ce să se facă 3-0. A fost acolo Marius Coșovanu, foarte aproape să marcheze golul 3 pentru Juventus Sibiu. Au revenit spectatorii în tribune, nu au părăsit baza sportivă. Sunt interesat să vadă cum se va sfârși această finală. O finală cu peripeții, după cum am văzut până acum. Am avut o finală mică nebună cu Petre Marin în poartă. Petre Marin s-a descurcat excelent în trebuturi, a apărat două lovituri de la 7 metri. Finala mare a fost întreruptă de o furtună, dar până la urmă s-a reluat și iată că după 24 de minute de joc este 2-0 pentru Juventus Sibiu. Cei de la Bacău au fost nevoiți să schimbe tricourile. Aceste tricouri roșii le-au adus și noroc, ajungând cu ele în finală. Dar cu toate acestea au primit și golul al doilea. Da, sibienii au rămas în echipamentul cu care au început acest meci. Ocazie pentru Bacău, la Sorin Ghiuș. Nu a putut să șuteze la poartă, pleacă sibienii la atac. Se retrag foarte bine jucătorii de la Ozer Golden Bacău. Iată ce pressing fac. Nu au foarte mult timp la dispoziție pentru a reveni. Trebuie să marcheze repede un gol pentru a reduce din diferență și apoi să încerce măcar să egaleze și să ducă finala campionatului național la lovituri de departajare. Sorin Ghiuș trage foarte bine. Respinge excelent Adrian Popescu. Intervenția portarului sibian. Da, Adrian Popescu a tras foarte, foarte bine. E corner pentru Băcăuan. E tare. Bate foarte, foarte tare Romașcanu. Dar mingea nu găsește niciun coechipier. Minge lungă a lui Popescu, care ajunge tocmai în brațele goalkeeperului Băcăuan, Gabriel Coșa, cel care a făcut minuni în semifinale, s-a descurcat foarte bine și în această finală, din nou Bacăul în atac, a reușit Mihai Judeanu să respingă mingea în aut, rămân Băcăuanii periculoși, se întoarce mingea la Coșa. Este greu să intre în joc după o întrerupere a partidei. Cei de la Sibiu au făcut-o mai bine, au avut și noroc, s-au concentrat pe joc și au marcat de două ori. Da, au fost momente dificile pentru jucătorii ambelor formații. Reține acum Coșa, repune repede. Reușesc jucătorii băcăuani să rămână în posesia balonului, joacă foarte mult cu Coșa în aceste momente. Asta și pentru că sibienii stau foarte sus, fac un pressing enervant, poate, pentru Băcăuan. Ghiuș îi trimite lui Romașcanu, un dribbling scurt. Era foarte bine în fața porții Sergiu Matei, nu a reușit să preia jucătorul cu numărul 3 de la Bacău. Și din nou mingea la Coșa, cel care nu a putut să blocheze cele două goluri ale sibienilor. Vă reamintim, în momentul în care nu mai eram în direct, vine la postul, a făcut 1-0. Gravu, cel care a marcat golul cu numărul 2 pentru Juventus Sibiu. Aproape Juventus Sibiu de câștigarea titlului național, după ce anul trecut la Iași reușeau să câștige Cupa României la mini-fotbal și disputau și a doua ediție pentru Supercupa, dar încă meciul nu este terminat. Băcăuani ar avea nevoie de un gol care să-i poată face să creadă că pot să egaleze și apoi să spere la mai mult. Recuperează Ghiuș după ce tot el pierduse mingea, se grăbește și trage prost la poartă, s-a dus mingea mult pe lângă buturile apărate de Popescu. Sibiul acum în atac. Foarte bună pasa dată de
în fața porții de Creavu. N-a putut să trimită Vasile Muțiu, cred că a fost acolo Romașcanu, a pasat într-o zonă în care nu se afla niciun coechipier. Nu se grăbesc deloc sibienii, 2-0, n-au niciun motiv să o facă. Sigur. Mircea Popa a trimis o minge în față în încercarea de a-l surprinde acolo pe Gabriel Coșa. Sibienii sunt mai liniștiți la adăpostul acestui 2-0, în timp ce Păcăoanii, după cât îmi dau seama, nu reușesc să se concentreze și să pună în real pericol poarta lui Juventus. Da, încearcă mult Băcăoanii, nu reușesc mai nimic deocamdată. Ghiuș și-a încercat norocul Se vede clar ceva s-a întâmplat în mecanismul lor de joc, e clar că li s-a distras atenția cu această furtună, trebuie un gol, neapărat le-ar trebui un gol. Trage din nou Ghiuș, nu reușește deloc să-și regleze tirul pe carul Băcăoanilor. Înainte a fost o bâlbâială în careul Băcăoanilor și cât pe ce să vedem un gol foarte frumos al lui Risti, o lovitură de cap pe spate. A fost atentă Coșa și a respins în corner, nu iese nimic din această lovitură de la colț și e un atac promițător pentru Băcăoane. Romașcanu rămâne în posesia balonului, trimite mai departe și va fi corner. Va fi corner pentru Băcăoani. Se bate lovitura de la colț, șut din nou pe lângă poarta lui Popescu. A tras la poartă Cătălin Baracău. Capitanul echipei a devenit acum Mircea Popa la Juventus Sibiu, după ce Călin Trohin a părăsit terenul. Se grăbesc Băcăoanii, își pierd puțin din luciditate, îi fac semn arbitrului să contorizeze toate întreruperile, să oprească ceasul de fiecare dată când mingea iese în afara terenului. Coșa nu se grăbește, își caută un coechipier. Nu reușește să se demarce Băcăoanii, să iasă foarte din marcașul. Stau foarte bine sibienii sigur în teren. Trebuie să miște mai mult, să încerce să surprindă printr-o viteză mai mare de joc apărarea sibiană. S-ar părea că nu pot să facă acest lucru Băcăoanii. Și după cum am văzut, tot cei de la Juventus Sibiu au avut o ocazie foarte mare. Numai intervenția lui Gabriel Coșa a făcut ca scorul să nu devină chiar 3-0. Da, așa Băcăoanii rămân în meci. E 2-0 după 30 de minute din finala campionatului național de mini-fotbal de la Hunedoara. E ediția a 7-a, așa cum v-am tot spus. E ediția a 7-a, e prima finală după 5 ani în care Magic Chiași nu joacă. Magic Chiași, un nume de legendă pentru mini-fotbalul nostru, quadruplă campioană națională. Va fi greu de egalat performanța echipei ieșene, condusă de Dan Cojucaru, cu Mops, cum este cunoscut. Cei de la Sibiu sunt aproape însă de a reuși dupla după ce anul trecut au câștigat Cupa României, acum să câștige și campionatul național. Să vedem însă dacă cei de la Bacău... Frumos trece Ghiuș de două ori, i-a dat mingea printre picioare lui Mircea Risti. N-a reușit Ghiuș să paseze mai departe, dar foarte frumoase execuțiile de carul lui Băcăoan. Încearcă Băcăoanii în continuare, iese mingea în afara terenului spre dezamăgirea lor. A intervenit arbitru Chiș Ciule Nicolae, celălalt arbitru este Ciule Gheorghe, cuplu de arbitri care a reprezentat România anul trecut la campionatul european de mini-fotbal de la Chișinău. Deposedat foarte bine Ghiuș, ce frumos a intrat la el Negru. Romașcanu blocat acolo în încercarea sa de a trimite mingea în fața porții sibiene și iată o greșeală în contul lui Iozăr Golden Bacău. Ghiuș trimite repede și a făcut o preluare frumoasă Ionuț Furtuna. A fost deposedat rapid, Romașcanu scoate la Ghiuș.
Nu reușește de carul să își facă mingea bine pentru a șuta. Apostu trage bine și scoate din nou Gabriel Coșa. Au fost față în față doi dintre cei mai buni jucători prezenți aici la turneul final al campionatului național de la Hunedoara. Apostu de la Juventus Sibiu și portarul Gabriel Coșa de la Özer Golden Bacău. Foarte bună intervenția lui Coșa. Evoluție constantă pentru goalkeeperul Băcăoanilor. Mai avem ceva mai mult de 7 minute din această finală și trece timpul. Și un avertisment pe care îl vede jucătorul cu numărul 7 de la Juventus. Ocazie mare Sibiu. pentru Băcăoani. A fost Mircea Risti. Da, Furtuna a avut ocazie bună, dar Mircea Risti a fost avertizat, jucătorul sibian, de către arbitru Chiș Nicolae. Atacă din nou Băcăoani, șut bun, scoate Popescu. Două ocazii în câteva secunde pentru Băcăoani. Rămân în atac. Câmpanu trimite în spate la Coșa. Caută Coșa un coechipier, îi trimite lui Câmpanu. Nu reușește nimic. Câmpanu schimbă cei doi câteva pase. Va veni probabil o minge lungă. Balonul la Furtună și out pentru Băcăoani. Nu mai pun deloc în pericol sibienii în ultimele momente. Poarta lui Coșa, poate acum Apostu, un dribling, o pasă în fața porții. A fost deposedat acolo. Iată o bună ocazie acum pentru Băcăoani de a înscrie. Intervenție foarte bună a lui Mircea Popa. Ultimele patru finale ale campionatului național de mini-fotbal s-au decis la lovituri de la 7 metri. Aici s-ar părea că situația nu va fi așa. Poate dacă vor reuși Băcăoanii să înscrie acum la faza aceasta sau în câteva momente, pierd repede, însă din păcate pentru ei Băcăoanii nu se grăbesc, știu ce să facă sibienii, da, pentru aici trece timpul. Aici poate să intervină și arbitri, există un regulament, nu poate să întârzie jocul repunerea mingii mai mult de 5 secunde. Nici nu au făcut-o deocamdată, dar, așa este. Dar folosesc mici tertipuri pentru a rupe jocul în continuare. Este normal, în interesul lor. Devine enervant pentru o echipă care încearcă să recupereze o diferență de scor atunci când se produc aceste întreruperi. Faultată Furtună și e lovitură liberă periculoasă pentru Bacău. Sergiu Matei, cel care va executa, nu, Ghiuș, încearcă o execuție tehnică, greșit, însă mingea se duce în zid. Din nou Ghiuș, pasează lui Coșa. Nu găsesc soluții, nu găsesc spații Băcăoanii pe acest final de joc. Furtună trimite în spate. Sergiu Matei trage foarte bine. Mingea se duce pe lângă poarta lui Popescu. Mai sunt 4 minute din acest joc. 2-0 pentru Juventus Sibiu în continuare. Și iată, galeria deja a început să pregătească momentul de sărbătoare. Sunt peste 50 de suporteri al lui Juventus Sibiu care s-au venit încă de seară pentru a-și susține echipa. Da, am văzut înainte de începerea Furtunii, erau acolo și niște domnișoare cu steaguri ale echipei Juventus, Juventus Torino. Atac eșuat acum pentru sibieni. Rămân totuși în posesia balonului. Ghiuș. O intervenție mai tare a Băcăoanilor, o greșeală în dreptul echipei Özer Golden din Bacău. Iată Juventus Sibiu foarte aproape de câștigarea titlului național, ediția a 7-a. Spuneam, echipă care în grupă a ocupat locul al doilea, o grupă câștigată de Fortuna Buzău, echipă însă care în sferturi a trebuit să părăsească competiția. Șutează Eugen Beza, omul care a dus Sibiul în finală, un gol depus în ramă pentru Beza, pentru fostul fotbalist de la Voința Sibiu. A
reușit în ultimele secunde un dribling spectaculos și mai apoi a șutat în vinclu. Se apără bine Juventus Sibiu, nu reușesc Băcăoane să găsească calea către poartă, sunt nevoie să paseze mult în lateral, să întoarcă jocul și minutele trec, timpul se scurge în favoarea formației sibiene. Dar nu văd ce s-ar mai putea întâmpla dacă jocul curge în acest fel. Băcăoanii au forțat, n-au reușit însă să aibă nici măcar o ocazie foarte, foarte periculoasă. Popescu s-a aflat de fiecare dată la post, dar nici nu a fost pus în mare greutate. Ionuț Furtună acum trimite în față, din nou mingea către Furtună, e atent Coșovanu. Vedem pe Ghiuș, greșește, pierde balonul, greșește și Alexandru Câmpanu. S-ar părea că după 7 ani, iată, titlul revine în Ardeal. Prima ediție disputată la Buzău a fost câștigată de Macro Group Zalău. A urmat apoi o dominație a formațiilor din Moldova. 4 titluri pentru Magic Cash și 1 titlu pentru Consiliul Județean Buzău. Pentru că, iată, acum spuneam, revine titlul în Ardeal. Juventus Sibiu este aproape câștigătoare. Nu cred că se mai poate întâmpla ceva. Este prea puțin timp pentru Özer Golden Bacău ca să poată să mai spere. Un minut? Este atât un mai minut. Au la dispoziție Băcăoanii și în continuare nu reușesc nici măcar să tragă pe spațiul porții apărate de Popescu. Massimo Spalli, iată, va câștiga al doilea trofeu important pentru echipa sa, Juventus Sibiu. După ce a câștigat cupa la Iași anul trecut, iată, acum la Hunedoara, Juventus Sibiu câștigă titlul național. Se coșa și respinge cu capul. E gata. Finala campionatului național de mini-fotbal de aici, de la Hunedoara. Putem să spunem deja că Juventus Sibiu este campioană și va juca Supercupa României în compania Consiliului Județean Buzău. Probabil că jocul se va disputa în septembrie. O partidă extrem de interesantă care se va juca între Consiliul Județean Buzău, câștigătoarea cupei în acest sezon la Piatra Neamț, și iată Juventus Sibiu care se apropie de momentul în care vor ridica cupa. Da. Ultimele secunde, se felicită deja oamenii pe banca Sibiului. E respinsă mingea departe, 1 minut de prelungire. Este clar, Furtuna care a venit aici la Hunedoara a venit parcă în ajutorul Juventusului din Sibiu. Nu mai au răbdare cei de pe banca tehnică, toată lumea ridică mâinile, toată lumea zâmbește, așteaptă să declanșeze o hora bucuriei, să sărbătorească primul titlu de campioană a României, Juventus Sibiu, prima campioană a României la mini-fotbal, 2-0 cu Özer Golden Bacău. Campionii, campionii se cântă în tribună, campionii, campionii se cântă și pe bancă. Ultimele secunde, arbitrii le prelungesc agonia moldovenilor și îi fac pe sibieni să ardă de nerăbdare. Băcăoanii mai încearcă ceva acum pe final. Ionuț Furtună scoate pentru șut și apără din nou Popescu. E intervenția de final. Juventus Sibiu este campioană. Noi luăm o scurtă pauză și revenim cu festivitatea de primire.